Carnegie Hall din New York a fost gazda concertului de gală organizat pe 2 decembrie 2019 cu ocazia Zilei Naționale a României și a 30 de ani de la Revoluția Română din 1989. Concertul a fost susținut de violonistul Remus Azoiței și pianistul Edward Stan, cu un program ce a inclus lucrări de Maurice Ravel, Ernest Chausson și George Enescu. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român de la New York, în colaborare cu Rai Entertainment. În deschidere, ambasadorul României la Națiunile Unite, excelența sa Ion Jinga, a vorbit despre semnificația zilei de 1 decembrie și despre restaurarea democrației în România, odată cu Revoluția Română din 1989. Directorul Institutului Cultural Român de la New York, Dorian Branea, a făcut prezentarea celor doi muzicieni români ce sărbătoresc 20 de ani de parteneriat muzical remarcabil. Remus Azoiței și Edward Stan au susținut recitaluri pe mari scene ale lumii, iar colaborarea lor a culminat cu înregistrarea de referință în 2007 la Hansler Classic, în premieră, a repertoriului integral pentru vioară și pian al lui George Enescu. Remus Azoiței a absolvit Conservatorul din București și Juilliard School din New York și a studiat la Royal Academy of Music din Londra, unde a devenit și cel mai tânăr profesor de vioară al cunoscutei instituții muzicale. La recomandarea profesoarei Dorothy DeLay de la Juilliard School, a studiat cu legendarul violonist Isaac Perlman. Edward Stan a absolvit Academia de Muzică și Dramă din Hanovra și susține recitaluri pe importante scene muzicale ale lumii, în colaborare cu mari soliști, orchestre și instituții muzicale.